Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români a fost marcată de Muzeul Județean cu mai multe activități la Muzeul de Etnografie Vergu Mănăilă, la care publicul a fost invitat să participe gratuit. Mă bucur că sunt mulți tineri prezenți. Încep cu o întrebare la voi. Ați mai vizitat Muzeul de Etnografie Vergu Mănăilă până acum? Da. Excelent. Înseamnă că sunteți familiar cu ceea ce este expus și ceea ce se întâmplă aici. Astăzi este pentru a noua oară când deschidem programul Dragobeta vs. Sfântul Valentin, un program care din titlu sună așa foarte războinic, însă nu este deloc războinic. Este un program la care noi ținem foarte mult și care, începând cu 2021, Raluca, dacă nu mă înșel, se desfășoară aici, pentru că aici este locul. Și în anii anteriori, la Vergu Mănăilă au fost organizate expoziții care au avut rolul de a transmite publicului un mesaj inedit în legătură cu sărbătoarea Dragobetelui. Pentru noi este un moment foarte, foarte important, pentru că, în general, sărbătoarea Dragobetelui este un moment definitoriu pentru sistemul de credințe, pentru sistemul, dacă vreți să spunem, magico-religios al poporului român. Este în legătură cu sfârșitul perioadei de iarnă, începutul primăverii și, cu alte cuvinte, este vorba despre dragoste și despre renaștere, renașterea vieții. De Dragobete se obișnuia ca fetele să dăruiască băieților pe care îi plăceau batiste cu sute de ele cu motive populare. Documentându-mă, am aflat că batistele tradiționale, pe lângă faptul că făceau parte din toate momentele importante din viața omului, nașterea, nunta, înmormântarea, aveau și rolul inedit de mesager al iubirii. Batistele erau cusute de către fete și dăruite băieților pe care îi îndrăgeau. Trebuie să subliniez faptul că gestul dăruirii batistei era extrem de important și de serios, deoarece în lumea rurală de odinioară, sentimentele nu erau exprimate atât de direct cum se întâmplă în zilele noastre. Mai mult decât atât, am aflat că în zona Olteniei, mai precis în județul Gorj, în ziua de Dragobete, băieții căutau să sărute sau măcar să ciupească o fată și apoi să-i fure batista de la brâu. La rândul lor, băieții încercau să fure de la fetele frumoase batista care de multe ori era menită să ajungă la alt băiat, anume la alesul celei care o cususe. Exista chiar și o strigătură în timpul jocului în ziua de Dragobete. Aceasta suna cam așa. Măi vârteje vârtejele, aruncă-mă între vârcele ca să găsesc fetele, să le fur batistele, batistele florile, florile brăcirile, să le certe mamele. Conferențiarul universitar dr. Ion Gheleschi, prorector al Universității de Stat Bogdan Petricei cu HDU din Cahul, Republica Moldova, le-a vorbit celor prezenți despre sărbătoarea Dragobetelui în spațiul Pruto-Nistrean. Conform afirmațiilor sale, tradițiile din această zonă a Republicii Moldova nu se deosebesc prea mult de cele românești. În prezent, o bună parte din ele s-au dat uitării datorită și contextul istoric, în special de ultimii 200 și 205 ani, la care să asistăm și în prezent cu aceste schimbări geopolitice în contextul actual. Dragobetele era un prilej pentru comunitate de a afla ce nunți urmau să se joace în toamnă și cine erau protagoniștii. La Sfântul Andrei de obicei se începeau șezăturile, se încheiau muncile de toamnă și în felul acesta, după lucrările de după an, tinerii mai creșteau, fetele începeau ce să facă, să se mai uită după băieți, încă până atunci erau mai mult ocupați cu lucrările agricole. Începând cu Sfântul Andrei, era un întreg șir de șezături în cadrul localităților românești, atât în stânga cât și în dreapta râului Prut. Atunci, evident că după ce la o șezătoare a doua, a treia, evident că tinerii se întâlneau între ei și stabileau anumite situații. Fiindcă, odată cu alegerea, să-i spune consoarte, așa rămânea până la sfârșitul vieții. În satele Basarabiei, majoritatea logodnelor erau legate de ziua de 24 februarie. Sătenii se adunau în centrul satului și începeau a primi hora din ajun.
Apoi, în văzul tuturor, fata care a fost cerută de mireasă ieșea din hor și mâna viitorul ei soț jumătate din turta pe care a copt-o în ajun. În acest moment însemna că ea este de acord să se căsătorească cu el. Băiatul s-a rutat apoi pe obraz, în semn că la toamnă se va juca nunta lor. În seara de dragobete, în vatra satului, se aprindea un rug mare peste care săreau cei mai curajoși dintre flăcăi. Oamenii de la sat chiuiau, băteau toba, cântau ca geul să fugă de pe pământurile lor. Cei mai curajoși flăcăi, care sap peste rug, se considerau a fi sănătoși și norocoși pe tot parcursul anului. Unul dintre cele mai vechi obiceiuri este și acesta atunci când fetele tineri necăsătorite umblau să strângă zăpada rămasă pe alocuri, zăpada cunoscută de zăpada zânilă, adică zânile să le ajute să se căsătorească peste an. Vizitatorii au avut ocazia să participe și la vernisarea expoziției temporare Batista tradițională și rolul ei în limbajul non-verbal al dragostei, să vizioneze filmul Dochia și Dragobete cap de primăvară și să-și coasă propria batistă, îndrumați de meșterii populari.